Bună dimineața! M-am oprit aici într-un loc, adică vreau să mă opresc într-un loc pentru că tot merg pe stradă și dau peste tot felul de oameni care vin spre mine și se uită la mine când vorbesc eu cu telefonul. Deci, mergem la secunduri astăzi, este sâmbătă. După cum v-am promis, merg să vă arăt unde sunt secundurile acelea despre care vorbeam eu în videoul trecut sau acum două videouri, de aici din Berceni. Și da, după mergem la Piața Muncii. Vreau să vă arăt neapărat unde sunt acelea. După o să vă arăt și pe la Piața Muncii exact care sunt secundurile pe care le frecventez eu, dar de regulă voi știți, cred, majoritatea dintre voi, că tot bulevardul acela de la Piața Muncii e plin de second-hand-uri. Așadar, mi-am pus EPF pe față, ca să știți, și așa arată fața mea. Nu m-am machiat deloc pentru că nu prea am chef. Cei drept, sunt puțin obosită de ieri. Aseară am căzut ca după război, dar nu contează. Astăzi cumva simt că picioarele sunt obosite, dar energie am, foarte multă și ambiție. M-am dat și cu gălbenică pe buze, așadar astăzi mergem în aventură cu metroul pentru că am ceva probleme cu mașina, așadar mergem cu metroul, nu contează, facem mișcare, aș fi putut să iau taxiul, dar prefer să merg cu metroul, sincer. Îmi pare rău că nu mi-a luat cartea la mine, oricum mi-am luat sacoșele astea. Pentru că, știți voi, nu vreau să car lucruri de plastic și nu vreau să le car incomod, așadar o am asta, pe asta așa, pe umăr. Am luat-o pe jos și am destul de mult de mers, dar, mă rog, am mers până acum. Puțin și ajung până la intersecția unde o să încep eu să vă explic exact cum faceți ca să găsiți second-hand-urile astea, și anume piața, pentru că piața e foarte important să o localizați. Iar după e foarte ușor să găsiți și second-urile, pentru că sunt cumva în incinta pieței. Deci am ajuns aici, acesta este bulevardul Alexandru Obregea, iar acesta este rondul care cred că se numește Nițu Vasile. Încolo, la, nu știu, distanță de două stații, este Piața Sudului. Deci, mergem în direcția opusă față de Piața Sudului, înspre Jumbo sau ceva de genul ăsta. Mergem pe bulevardul ăsta. Aici sunt și niște bănci, foarte multe una lângă alta, ca să știți voi cum să vă ghidați. Și vom merge aproximativ două stații, iar când ajungem acolo, mai filmez. Bun, și am mers aproximativ două stații, cred că o stație maxim, o stație și jumătate pe jos, până am dat de red salonul ăsta. Iar aici este un Alpha Bank. Ei bine, un pic mai în față, aproximativ vis-a-vis de Alpha Bank, vom traversa strada și vom ajunge acolo la Ursus, unde scrie Ursus. Sfatul meu este să veniți cu metroul până la Piața Sudului, iar de la Piața Sudului să o luați ușurel pe jos, pentru că oricum nu e foarte mult de mers, mai face și mișcare, durează vreo 10 minute, cred, de mers pe jos de la Piața Sudului până aici. Și întorc camera imediat, pentru că am ajuns aici unde trebuie să traversez, să vă arăt exact reperul. Asta este trecerea de pietoni, e un Dodo Pizza acolo și acolo un Oșan care s-a deschis de curând, nu era înainte. Deci vom traversa și intrăm pe străduța aceea. Deci ăsta e Alexandru Obregea, da? Și încolo e Piața Sudului. Sper că mă fac înțeleasă și sper că veți veni aici și veți găsi adresa. Deci, am intrat pe alea aceea pe care v-am arătat-o mai devreme, care se numește Alea Dragoș Mladinovici. Și intrați pe alee, mergeți maxim 100 de metri, iar a doua străduță la dreapta, faceți dreapta. Deci fix a doua străduță, este foarte puțin de mers odată ce ați intrat pe acea alee. Iar când o să faceți a doua la dreapta, o să vedeți asta. Și anume, aici este și o sală de fitness care se numește Energia. Chiar nu mi-am dat seama, ăsta poate fi un reper foarte mișto, dacă știți unde e sala de fitness Energia. Uitați, aici este. Eu am stat aici în zonă, imediat la două blocuri distanță, și din cauza asta știu toate străduțele și știu și sala, pentru că am fost și eu aici la sală. Dar este o sală de cartier unde vin doar băieți, vă și zgudui. Și da, deci asta este sala Energia. Iar în față este piața. Vedeți, cu tot felul de magazine. Iar noi o să mergem tot înainte, până când o să coborâm niște scări. De fapt, nu sunt scări, e așa ovale. Eu aveam impresia că sunt scări. Cu
cobor în valea asta, iar secundurile noastre sunt acolo, unul lângă celălalt, despărțite de, cred că, un singur magazin de carne. Gata, am ajuns! Uf, în sfârșit, gata, am terminat aici în piață. Nu mai merea să plec din secondul acela care era deschis, cel care nu era deschis data trecută, de vă spuneam eu de el. Ei bine, am găsit două chestii foarte mișto pentru casă, nu de îmbrăcat, o să vi le arăt acasă. Ah, ce entuziasmată sunt! Și ieftine, evident. Problema e că una dintre ele este puțin cam voluminoasă și... Dar nu este grea, este doar voluminoasă. Așadar, asta este, va trebui să mă chinui cu ea până la Piața Muncii și înapoi. Gata, am ajuns și la Piața Muncii, uitați-mă, sunt aici. Sunt atât de entuziasmată de nici nu mă vine să credeți. Lumea se uită la mine, bineînțeles, dar deja nici nu mai îmi pasă. Am ajuns deja la primul secund. Intrăm. Am terminat la primul secund, am luat doar un articol, dar mă întorc ca să caut acolo în toate mormanele acelea, iar următorul este Monda, este un second hand cunoscut, foarte cunoscut, în regulă și răspândit prin tot Bucureștiul. Așa că intrăm aici și aici întotdeauna am speranțe că găsesc ceva. Deci, uitați cum arată lampa asta. Doamne ferește! Și este la un second hand pus în vitrină. Cred că este al treilea second hand de aici, de pe Piața Muncii. Și am întrebat-o pe doamna și ei 800 de lei lampa asta. 8 milioane la second hand, vă dați seama? Bine, 9, cred că e peste 30. Doamne, superbă! Gata, stau pe bancă și mă odihnesc că nu mai pot. Oricum mai am luat la pas câteva magazine, dar ideea e că mă ustură tălpile atât de tare, dar nu mă las pentru că deocamdată n-am găsit mare lucru și îmi pun ambiția chiar să găsesc la Monda. Nu am avut niciun fel de noroc, dar oricum o să vorbim noi mai multe acasă. Deocamdată mai am vreo 2-3 secunduri în care îmi pun toată baza să găsesc tot felul de chestii mișto, dar până atunci 5 minute pauză. Că nu știu, eu mă plictisesc, eu nu știu voi, dar eu mă plictisesc foarte repede de lucruri în general, până și de cadru de filmare. Bun, am ajuns acasă, Doamne, deci vreau să vă spun că sunt epuizată și e ora 2 fără 20. Primesc tot felul de comentarii la clipul pe care l-am postat aseară și vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate comentariile și pentru toate mesajele voastre. Din tot sufletul vă mulțumesc. Deci chiar nu știu cum să mă exprim în cuvinte ca să înțelegeți cât de mult contează chestiile astea pentru mine. Și deja suntem aproape 550 de subscriber, mai avem puțin și ajungem 1000, iar la 1000 o să am un giveaway foarte mișto și foarte interesant, așa că stați pe fază, pentru că presim că nu o să mai dureze mult și o să devenim în sfârșit ușor-ușor o comunitate. Nu că n-am fi deja, dar o să fim o comunitate din ce în ce mai mare. Asta cu siguranță, de asta cu siguranță sunt... Sunt convinsă. Voiam să vă spun, în ziua în care hotărâți să vă duceți așa prin oraș, pe la secunduri, în căutare de comori ascunse, trebuie să vă înarmați cu foarte multă răbdare. Asta e, cred că, cel mai important. Și să vă încălțați cu ceva comod, neapărat, pentru că aveți de mers foarte mult pe jos. Așadar, asta vă recomand în primul și în primul rând, dar oricum, odată cu toate cadrele pe care le-am filmat și pe care voi deja le-ați văzut, o să filmez și clipul despre conceptul second hand-ului din percepția mea, cel puțin, și o să le folosesc și acolo, ca să știți, o să trișez puțin, și odată cu chestia asta o să vedeți mici sfaturi,
sfaturi și mici trucuri pe care le am eu și pe care mereu le pun în aplicare atunci când mă duc la second hand-uri. Doamne, ce lumină frumoasă e! Bun, după cum ați văzut, am fost dimineața la second hand-ul acela. Sper că ați înțeles ceva din ce v-am explicat cum să ajungeți acolo. Am găsit două chestii de casă, o să vedeți despre ce este vorba, iar după m-am dus la piața muncii și am luat toate secondurile la pas. Din păcate, nu știu, ori m-am obișnuit eu, ori așteptările mele au crescut pe măsură ce timpul a trecut, ori second hand-urile de la piața muncii ușor-ușor, sau mă rog, unele dintre ele, majoritatea, ușor-ușor nu mai au marfă super interesantă, nu știu exact care e problema, dar din ce în ce eu nu prea mai găsesc lucruri. Bineînțeles, poate să fie vorba și de noroc și de lotul pe care îl nimerești în ziua aceea, așadar, nu mai vorbesc, să vă arăt repede ce am luat. Aici am o chestie pe care am luat-o de la secondul din piață și m-am chinuit foarte mult să o bag în plasa asta și mi-era frică să nu cumva să-mi rup plasa, pentru că, Doamne ferește, îmi pare foarte rău de plăsuța asta a mea din material textil. Și am luat chestia asta, care practic mie mi s-a părut un covor prima oară, un covor de blană artificială, bineînțeles, dar după când am văzut cum e căptușit, cum are căptușeala asta, mi-am dat seama că cred că este mai degrabă o cuvertură sau o pătură. Ideea e că este foarte, foarte mare, ceea ce îmi place extraordinar de mult, nici nu-mi cape în cadru, e foarte mare, este de un bej spre maro, așa, la culoare, și da, este un fel de blăniță. Ideea este că cu siguranță eu îl voi folosi pe post de covor și asta mă bucură foarte tare, pentru că nu mai am un covor atât de mare, cred că ăsta ar fi cel mai mare din toată casa. Și îmi place extraordinar de mult. Acum, ideea e că nu știu exact unde îl voi pune. Aș vrea totuși, v-am spus, vreau să renovez living-ul, știți deja, v-am înnebunit cu chestia asta. Și v-am spus că acolo vreau să fac gen negru cu auriu. Și bineînțeles pereții albi, ceilalți pereți albi care vor rămâne. Și ideea e că nu știu, voi încerca să văd dacă cu accentul covorului acestuia, cu culoarea asta, cumva s-ar potrivi cu auriu, fiind cumva derivat. Nu știu exact, dar oricum, trebuie băgat la spălat mai întâi. Am întrebat-o și pe vânzătoarea de acolo dacă ea consideră că e pătură sau covor și ea a spus că poate fi folosit și așa și așa. Și ce e cel mai important, 10 lei a fost. 10 lei, deci vă dați seama, 10 lei dita mai ăsta, care și dacă o folosiți pe post de pătură, e, Doamne, nu găsiți așa ceva nicăieri. Bineînțeles, mi-ar fi plăcut să fie mult mai pufoasă și mult mai bogată decât este, dar mă mulțumesc cu atâta, e foarte ok pentru ce am eu nevoie și la 10 lei, pe bune. Și tot de acolo am încercat să filmez așa, ideea e că, of, Doamne, nu știu, vânzătoarele de la second hand-uri sunt atâta cu ochii pe tine și pe orice om în care intră în second hand, așadar este foarte greu să filmezi. Ideea e că nu știi dacă ai voie, de obicei sunt proprietăți private, evident, și nu prea ai voie să filmezi și eu nu vreau să intru în altercație cu absolut nimeni și din cauza asta ajung să filmez foarte, foarte rar în second hand-uri. Am încercat eu să filmez așa și să vă arăt că ei au și decorațiuni pentru casă, ăștia de la second hand-ul ăla din piață. Ideea e că am găsit niște ceainicuri, foarte drăguțe, de genul ăsteia pe care l-am eu aici, ăsta l-am luat tot de la second hand-ul ăla, este așa roz, a fost vreo 10 lei și de când l-am luat eu am zis că o să-l folosesc pe post de vază, ca drept dovadă că am pus florile astea care săracele nu mai arată cum arătau când le-am cumpărat, dar oricum sunt foarte drăguțe și ideea e că a fost foarte ieftin, de regulă sunt foarte ieftine astea care nu au capac. Și eu îl folosesc pe post de vază, arată super bine și erau tot felul de vaze din astea, erau pe la 10 lei, 12 lei, dar stați așa că... da.
scuze. Ideea e că erau tot felul de, de chestii de astea, dar eu trebuia să mă duc la munci, trebuia să stau să le car după mine, ele sunt din ceramică și am renunțat. Oricum au foarte multe chestii de astea acolo întotdeauna și știu că pot găsi oricând, de toate mărimile, de toate culorile și așa mai departe. Bine, mă rog, predominant alb, dar mai găsesc și alte culori. Și am luat această tavă! Doamne, ce frumoasă e tava asta! Zici că e o oglindă! Deci uitați, ați putea să o folosiți și pe post de oglindă pe perete, bineînțeles curățată foarte bine, așa sau așa, bineînțeles, dar nu, așa mai degrabă, pare o oglindă, vedeți? A fost 10 lei, dacă vă vine să credeți, și ideea e că are ea ceva, se vede și telefonul acolo, are ea ceva, vedeți? Ceva defecte pe aici, pur și simplu e sărită tabla asta, dar nu contează pentru că eu vreau neapărat să o vopsesc aurie, dacă s-ar putea, și să o folosesc în living. Nu știu dacă o voi pune pe perete sau dacă o voi folosi pe post de tavă, să-mi pun toate chestiile pe ea, vedeți, vedeți pe spate. Pentru 10 lei nu m-a deranjat cu absolut nimic, oricum am nevoie de spray din acela auriu, să mai vopsesc și alte lucruri prin casă, așadar o voi vopsi și pe asta și la 10 lei e super mișto, bineînțeles are un design de la, știți voi, vintage, așa, foarte frumoasă, asta m-a impresionat și mai aveau tot felul de, de tăvi de astea acolo. Dar... Iar de la muncii nu am găsit decât două articole care au fost, doamne, deci dacă vă spun cât au costat nu vă vine să credeți. În primul rând mi-am luat rochița asta, o voi proba după ce le voi spăla și o să vă pun pe aici, o să vă inserez imagini. Este o rochiță din aceea de voal cumva, aici vine așa pe sâni, cu puțină așa, e neagră și cu niște flori mov, mi s-a părut că pare așa super scumpă. Și ar arăta foarte bine, aici e așa puțin asimetrică, iar asta dacă o iei în picioare cu o pereche de pantofi cu top sau chiar și cu Adidas și cu un sacou din acela supradimensionat, arată super marfă, gen Kim Kardashian, știți voi. Oricum, o probez și vă inserez pe aici imagini, dar mă duc să o bag la spălat și pe asta am dat, ia ghiciți voi cât am dat. 2 lei, fraților! 2 lei! 2 lei am dat pe asta! Vă vine să credeți! Și am mai luat încă ceva cu încă doar 2 lei. Este această fustă. Mă rog, cum o vedeți voi aici, e în ultimul hal, boțită și așa mai departe. Ideea e următoarea. Ea este o fustă bej, midi, într-un fel. Aici se prinde așa cu un fel de cordon. Se strânge în talie. Pe mine m-a atras pentru că este de la Mango și știu cu siguranță că ăștia de la Mango au produse super de calitate, materiale super de calitate, care se spală foarte bine, care rezistă în timp, rezistă la foarte multe spălări și așa mai departe. Așadar, de asta am luat-o pe asta, pe lângă faptul că se poartă foarte mult genul ăsta de fuste anul acesta. Așadar, oricum, v-am spus, vă inserez pe aici pe undeva după ce o spăl, după ce o calc, după ce o îmbrac, o accesorizez și să vedeți ce bine arată și a fost 2 lei pe bune. 2 lei. Și din păcate cam atât am luat, 4 produse, dar oricum nu a fost chiar un eșec total, poate că norocul nu a fost cu mine în proporție de 100% astăzi, iar acum sunt foarte obosită, probabil că voi sta puțin să-mi trag sufletul, să mă relaxez puțin, să mai iau, nu știu de unde să mai iau altă energie ca să fac ce am de făcut astăzi. Vreau să pun să fac un orez cu carne, trebuie să fac neapărat de mâncare pentru că nu avem nimic, vreau să pun să fac și salata aceea de vinete pentru că am luat vinetele acelea și n-am avut ouă între timp ca să pot să fac salata asta de vinete, vă spuneam eu în urmă câteva zile. Trebuie să editez și clipul care trebuie să intre în seara asta și e ora 2 și eu nici măcar nu l-am editat neapărat pentru că am fost plecată dimineață și n-am avut când să fac chestia asta și mă rog, ideal ar fi fost neapărat să fac și curățenie în casă, adică știți voi, mătură, mop, șters praful, dar nu știu dacă voi avea,
voi avea energie să fac toate astea și, bineînțeles, nu în ultimul rând, trebuie neapărat să mă spăl pe cap și dacă tot mă spăl pe cap, trebuie să-mi pun și vopseaua în cap. Așadar, le iau încet, încet pe toate, mă duc să bag mai întâi la spălat, să mă apuc să fac mâncare și să văd ce mai fac pe parcurs, neapărat să și editez și noi ne auzim mai târziu. M-am schimbat și în pijamale în timp. Asta este o pijama destul de veche, cred că are vreo 2 ani. Am luat-o de la Pepco, am găsit-o la ceva reducere, știu că i-am luat și lui mami atunci una. Ea a fost foarte frumoasă, între timp s-a mai urâțit, bineînțeles. Vreo 20 de lei cât am dat pe ea, vă dați seama. Dar am luat-o de Crăciun, în preajma sărbătorilor de Crăciun, ceva de genul ăsta. Și așa cu reni, mi s-a părut foarte drăguță, dar încă o am și o port și vara, după cum vedeți. Evident, nu am mai avut energie necesară pentru a mă vopsi și pentru a mă spăla pe cap, chiar dacă este urgentă nevoie să fac lucrul ăsta. Am stat eu și m-am gândit așa puțin, mi-am pus gândurile în ordine și am zis că mâine probabil că o să-mi fac și unghiile, cu siguranță o să-mi pun și vopseaua în cap, poate o să reușesc să fac și puțină curățenie prin casă, pentru că n-am reușit să fac, am reușit să fac doar mâncare și pur și simplu mă simt atât de epuizată și sleită de puteri că nu știu cum să vă explic. Și voiam să fac încheierea videoului, evident, dar pe încheiere, pe sfârșitul acesta, voiam să vă spun că am folosit dimineață crema aceea de curățare de la Balea și vreau să vă spun că lasă pielea super hidratată și nu este doar o cremă de curățare, cumva are și niște chestii de alea mici, abrazive în ea, doar că nu sunt foarte multe. Predominantă este crema, textura de cremă, îți lasă pielea super hidratată și super fină, deci aia îmi place extraordinar de mult. Numărul 2 ar fi crema cu protecție solară. Ei bine, așa arată tenul meu în momentul de față. Pot să zic că puțin este uleios. Vedeți exact cum se vede. Ideea e că v-am mai spus eu, pe ea scrie, v-am spus și atunci când am luat-o, pe ea scrie că oferă un aspect mat și etc. așa mai departe. Mie nu-mi place aspectul ăsta mat, mie îmi place ca pielea să fie puțin shiny, bineînțeles, nu să fie uleioasă ca și când, știți ce zic, dar am impresia că această cremă îmi oferă exact luciul care îmi place și pe care mi-ar plăcea să-l am întotdeauna pe față, adică mie și fondul de ten mi-ar plăcea să arate așa, știți? Nu știu, poate pare ceva ciudat, dar pur și simplu, mie așa îmi place. Așadar, am mai stat puțin în pat, am reușit doar să fac ceva de mâncare. Între timp m-am schimbat și în pijamale și m-am pus aici în balcon să continui cartea. Vreau să o termin, nu știu dacă o voi termina în seara asta, pentru că mai am cam atât. Ar trebui să o termin dacă aș avea foarte multă energie și mi-ar sta capul la asta, dar nu cred că o să o termin. În schimb, am reușit să spăl covorelul, covorașul pe care l-am luat de la Second, l-am pus la uscat și mâine voi vedea ce voi face cu el, probabil. Da, am impresia că nu mai termin treaba, am impresia că nu mi-ajunge timpul să le fac pe toate și imaginați-vă că sunt în fiecare zi acasă, chiar dacă, mă rog, muncesc de acasă, dar totuși sunt acasă, v-am mai spus eu, am mai vorbit despre asta. Și da, am impresia că nu mi-ajunge timpul să fac tot ce mi-am promis. M-am uitat puțin pe JISC, că voiam neapărat să-mi cumpăr o oglindă de aia foarte mare pe care să o pun în living. Dar nu am găsit, îmi spusese o colegă de la serviciu cum că au ceva oglinzi cu o ramă de aia foarte, foarte mare și masivă așa și pe stilul vintage la undeva 100 de lei, 110 lei, eu una nu am găsit-o pe aia de care mi-a spus ea, dar mă rog, cred că tot Jumbo până la urmă rămâne cea mai bună alegere. Și m-am uitat și pe Madhouse, pentru că am trecut astăzi pe lângă Madhouse și mi-am adus aminte că odată de acolo îmi făceam eu cumpărăturile, toate cumpărăturile pentru DIY, aici incluzând vopseluri și var și așa mai departe. Și am intrat pe site pe Madhouse să văd dacă găsesc ceva tapet, dacă găsesc vopsea din aceea de care îmi place mie să folosesc, cea pe care am folosit-o și la măsuță.
Este, nu mai știu exact cum se numește brandul, dar este o vopsea cu uscare rapidă și fără miros. E foarte mișto, chiar se usucă foarte rapid, chiar nu miroase absolut deloc a vopsea. Iar eu, dacă vreau să vopsesc toate ușile, vă dați seama că asta ar însemna să îmi put absolut toată casa și nu-mi doresc chestia asta. Așadar, am intrat pe Mathouse să văd dacă găsesc ceva. Bineînțeles, acum că am venit în balcon, mi-am adus aminte și de scăunelul ăsta pe care l-am găsit la gunoi și ăsta trebuie făcut neapărat. Dar din păcate pe site nu am găsit nimic și probabil că voi face o vizită la Leroy Merlin să vedem dacă e deschis. Bănuiesc că ar trebui să aibă un magazin cu intrare din stradă, încă nu știu, trebuie să mă informez asupra acestui lucru. Și cam atât pentru astăzi. Nu știu mâine dacă voi mai filma, dar oricum, vă țin la curent. Gata! Nu mai am ce să mai zic, sunt atât de sleită de puteri, vă pup cu drag și vă doresc seară bună și vă mulțumesc tuturor. Creștem din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult suntem în fiecare zi și vă dați seama că îmi crește inima mine. Gata! Pup!